exact cine se află pe prima poziție în această săptămână. În această săptămână, pe prima poziție, în clasamentul fetelor, se află concurenta cu numele Cristiana! Felicitări! Cristiana, ești pe primul loc, pentru prima dată. Ești mireasa săptămânii. Te așteptai la asta? Nu. Iată, săptămâna trecută ai fost pe locul 2, de data asta ești pe prima poziție. Felicitări! Mulțumesc. Hai să vedem ce se întâmplă cu băieții. Clasamentul lor se află aici, în plicul ce le este destinat. Pe primul loc, în această săptămână, este concurentul cu numele și aici este o premieră, e vorba despre Marian! Felicitări, Marian, ești pe prima poziție! Ești mirele săptămânii! Mulțumesc din suflet! Nu-ți vine să crezi? Ce spuneți? Nu-ți vine să crezi, văd. Chiar nu-mi vine deloc să cred. Uimiți. Într-adevăr, după foarte multe săptămâni în care Eli și Cristian au ținut poziția întâi la cele două categorii, iată că voi, care spunea trecut erați pe locul 2, acum sunteți pe prima poziție. Eu vă felicit. Mulțumim din sufletul tuturor. Am emoții mari. Felicitări. Însă, mai am de discutat un pic. Acesta, care este cel mai așteptat, e adevărat? Să plecați sau să rămâneți? O săptămână întreagă. O săptămână întreagă ați spus cu fiecare ocazie ce vă de acasă că vreți să plecați împreună. Coboară în ce aici. Cristiana și Marian, veniți aici în studio, vă rog. Da, sunteți în premieră pe primul loc și aveți de luat o decizie foarte importantă. Înainte de a vedea cum a votat publicul în privința celor doi, voi aveți ocazia de a salva pe unul dintre ei. Nu vrem să salvăm pe niciunul, pentru că își doresc foarte mult să plece și le-am face un rău dacă am salvat pe unul dintre ei. Și sperăm ca publicul să fi votat să plece. Da, dar e posibil să rămână amândoi, e posibil să plece amândoi, e posibil să plece doar unul dintre ei. Nu vrem să riscăm. Deci nu vrem. Sperăm, nu. Sperăm că publicul a ținut cu ei și sunt alături de ei și au votat să plece. Sunt la plăcere. Bun, mergeți în casă, vă rog. Hai să vedem ce spune publicul. Publicul a votat astfel. Pentru unul dintre concurenți, pentru Valentina, a votat în proporție de 31,6 la 68,4. În privința lui Daniel, 84,2 la 15,8. Daniel, privința ta, majoritatea covârșitoare de 84,2 la 100 a decis ca tu, în această după-amiază, să pleci. Mulțumesc,
Hai să vedem ce se întâmplă în cazul Valentinei. 68,4 Valentina au decis ca tu în această după-amiază. Să pleci din competiție. Hai să termină prima parte, vă dau o zi la ora 17, rămâneți lângă noi.